Noul antrenor al celor de la SCM Pitești, Nicolae Dică, a avut la dispoziție la primul antrenament din acest an numai puțin de 22 de jucători, dintre care 13 au fost transferați în această iarnă. Printre jucătorii aduși la SCM Pitești s-au numărat și ex-mușcelenii Bogdan Stancu și George Cotigă, aceștia lăsând echipa CND Nicu Golescu în detrimentul alb-violeților. Cuvântul de ordine la gruparea din rivale este promovarea, însă diferența de 7 puncte, care o desparte de actualul lider din câmpul lung, va fi foarte greu de remontat, mai ales că mușcelenii au de partea lor și avantajul meciului direct 3-0 pe Municipal. Prima ședință de pregătire a fost una de reacomodare la efort și s-a efectuat la sala sporturilor din rivale, zăpada căzută în ultimele zile dând peste cap planurile stafului tehnic. Prezent la conferința de presă la noul său club, fundașul George Cotigă a declarat că este timpul ca Piteștiul să revină în eșaloanele superioare ale fotbalului românesc, dar că va fi greu, fosta lui echipă din câmpul lung având de partea ei avantajul de 7 puncte. O sper să reușim să formăm un lot bun și să adunăm puncte cât mai repede, pentru că este o diferență destul de mare între noi și prima clasată și avem nevoie de puncte repede în primele etape ca să putem să sperăm la promovare. Neapărat. Eu m-am întors, că aici am crescut, aici am fost format și mă simt ca acasă aici și am fost contactat de către cei de la SCM, mi-au spus proiectul și am fost foarte încântat și mă bucur că sunt aici și sper să pun numărul la obiectivul echipei, anume promovare. Instalat la sfârșitul anului în funcția de antrenor principal, fostul jucător al lui FC Argeș și Steaua București, Nicolae Dică, a părut extrem de optimist la reunirea lotului. Are mare încredere în jucătorii transferați în această iarnă și crede că va reuși să promoveze cu SCM în Liga a doua. De astăzi începem pregătire pentru returul acestui campionat. Băieții sunt bine, sunt durnici de antrenament pentru că vin după o pauză mai lungă și sperăm că în acest retur de campionat să reușim să obținem cât mai multe victorii pentru a ne deplini obiectivul. Ne dă puțin programul peste cap această zăpadă, dar cum vedeți acum i-am adus și în sală aici, încercăm să ne facem antrenamentul, să ne atingem obiectivul, tipul de efort pe care l-am propus în antrenament și vom reuși să ne descurcăm chiar dacă zăpada este destul de mare. Echipa din Pitești va efectua întreaga perioadă de pregătire acasă, la baza sportivă din Trivale, acolo unde va disputa mai multe jocuri de pregătire în vederea creionării unui prim 11 competitiv cu care să se bată la câștigarea seriei. SCM Pitești a terminat prima parte de campionat pe poziția a 7-a în clasament, la 7 puncte în spatele actualului lider, CND Nicu Golescu, Câmpulung.